Veste bună pentru pompierul buzoian Marian Similie, rămas fără un picior în tragicul accident de la Mihăilești. Ieri acesta a primit vestea cea bună. Luna viitoare va merge la Oradea pentru montarea noii proteze finanțate în mare parte de Fundația Mereu Aproape. Spre deosebire de actuala proteză, cea nouă îi va oferi posibilitatea de a flexa genunchiul și glezna. Astfel va putea urca scările fără nicio dificultate și va putea desfășura multe alte activități care în ultimii ani au fost imposibile. Procesul de montare și ajustare a protezei va dura 3 săptămâni, timp în care se vor lua mulaje, se vor face ajustări tehnice, iar Marian Similie va face exerciții de kinetoterapie. 46.000 a fost nevoie. Să le mulțumesc din suflet și altă bucurie mai mare ca asta nu e. După 11 ani, vă dați seama. S-a îndeplinit un vis. Pot să cobor cărli, să urc cărli 98% normal. Pot să merg pe bicicletă, mai multe, adică e extraordinar de bun. Cu ajutorul fundației Mereu Aproape. S-au strâns bani și pe 16 noiembrie o să merg la Oradea să pun proteză. Și o să-mi iau un mulaj, o să fac niște chimioterapie, să strâmba coloana, o să stau vreo 3 săptămâni. Îmi ia măsură, îmi face coca, sunt mai multe proceduri care să fac. Marian Similie avea 21 de ani când și-a pierdut un picior în tragicul accident de la Mihăilești. De atunci au trecut 11 ani în care pompierul Marian Similie a încercat să nu se lase răpus de infirmitate și și-a continuat viața aparent normal. Deși a fost greu, a continuat să meargă la serviciu în cadrul ISU Buzău, unde este acum salariat civil. Anul acesta, Marian Similie a avut nevoie de ajutor. Colegii săi au pus mână de la mână și au strâns 50 de milioane, iar Consiliul Județean Buzău a contribuit cu 90 de milioane. Suma cea mai mare, de peste 46.000 de euro, a venit de la Fundația Mereu Aproape, a cărei președinte este jurnalista Antenei 3, Alessandra Stoicescu.